Natalia, zi hai! Dragi frași și surori, am venit cu o veste să vă spun că Dacian și soacra mea sunt mai bine, sunt la spital și cu ajutorul Domnului sunt mai bine, sunt stabili amândoi. Și acum așteptăm să se însănătoșească și să vină sănătoși acasă. Să sperăm că totul va decurge săptămâna asta și săptămâna cealaltă să decurgă bine tot. Eu cu Natalia suntem acasă singure. Socrul meu e în partea cealaltă. El nu poate să vină la noi că numai ce i-a trecut, deja am plinit 2 săptămâni și să nu cumva să vină iară probleme. E mai bine până sâmbătă, că sâmbătă o să avem și eu cu Natalia, o să avem 2 săptămâni și mai bine să stăm separați. Dacian a fost mai rău și au avut oxigenul în sânge 88% și o trebuie neapărat să-l ducem la spital pentru că nu, când se ridica nu mai avea aer și o trebuie neapărat să-l ducem la spital și s-a dus și soacra mea și o trebuie să o interneze și pe ea. Asta a fost numai, să zicem, repede a fost pentru că a fost vorba ca să meargă să facă analize de film la plămâni și analize de sânge și atunci să vină înapoi acasă. Dar uitați că nu, n-a fost așa, au trebuit neapărat internați. Acum să vedem cum o să decurgă săptămâna asta sau săptămâna viitoare. Sper să vină acasă cât mai repede. Dacă nu, înseamnă că mai trebuie să stau la, stai la spital încă 2 săptămâni. Dar asta e. Eu v-am dat de veste. Nu știu când o să mai filmăm, când o să mai facem rețete. Asta o să rămână de văzut. Dar o să vă informez de fiecare dată, poate în două zile sau în trei zile, depinde cum stau treburile la spital și o să vă duc de veste totul ce se parcurge în aceste zi, în săptămânile următoare. Dar ei sunt bine, ei chiar sunt bine, nu au, deci nu e grav nimica, poate să se ridice în picioare, poate să meargă, deci nu e problemă nimic cu asta, deci e foarte bine. Dar slăbiți amândoi. Slăbiți și trebuie să se recupereze. Eu vă doresc numai bine și să aveți grijă de voi, să aveți grijă pe unde mergeți și să purtați mască și de fiecare dată când veniți acasă să vă spălați bine pe mâini și să vă dezinfectați, pentru că asta e cel mai important. Aradul e înfocat de COVID deja. De când au fost zilele Aradului, spitalele sunt pline la noi. Și vă informez, oriunde ați fi în România sau în străinătate, oriunde sunteți, să vă spălați bine pe mâini, să vă dezinfectați și să aveți grijă, mai ales dacă aveți probleme de sănătate, pentru că asta nu-i joacă. Vă doresc multă sănătate și să aveți grijă de voi și Domnul să fie lângă voi și să vă păzească de toate răutățile lumii și de toate bolile lumii. Numai bine vă doresc.